Reprezentanții IMM-urilor cer modificarea ordonanței de urgență care reglementează sancțiunile fiscale. Mai exact, solicitarea vizează renunțarea la practica de a suspenda activitatea firmelor pentru minusuri de câteva sute de lei în casă. Închiderea unui agent economic, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, cauzează grave probleme economice, în primul rând pentru buget, pentru că acel agent economic nu mai are din ce să plătească, neprestând activitatea economică, din ce să-și plătească dările, din ce să-și plătească salariații și, de asemenea, îi crește debitul datorat către bugetul de stat. Închiderea firmelor poate să aibă alte consecințe negative, desființare de locuri de muncă, creșterea șomajului și, bineînțeles, a neîncasării taxelor, pentru că odată închisă firma, nu văd ce ar mai putea să execute în afară de bunurile firmei respective, care pot să nu atingă cuantumul amenzii. Mici întreprinzători se plâng și de alte aspecte. În opinia lor, angajații ANAF selectează preferențial firmele pe care le controlează. Asta în funcție de mărimea lor și de posibilitatea de a plăti amenziile în condițiile în care inspectorii ANAF beneficiază de un procent din aceste amenzi. La firmele străine nu merg nicicum și la firmele mari deloc nu se merge. Ce am constatat noi, numai la firmele mici și există un proverb, dă pe calul care trage, că asta e la noi, la români. În general se merge la cei agenți buni plați care lună de lună își achită dările către stat, în dauna și în detrimentul acelor firme care nu își plătesc sau sunt cu rea credință, nu își plătesc din diverse motive plauzibile sau neplauzibile, nu-și plătesc dările către stat. În Arad, cel mai cunoscut caz este cel al unei ceinării care de două săptămâni are activitatea suspendată de ANAF pentru un minus în casă de 382 de lei.